Președintele Adunării Serbiei, Maia Gojković, a afirmat că în Serbia, ca și în multe părți ale Europei, există diferite moduri de discriminări și obstacole ca femeile să fie mult mai implicate în toate sferele sociale, economice și politice. Femeile se confruntă cu numeroase dificultăți pe piața forței de muncă, dar și în domeniul antreprenorial. Ele sunt într-o poziție deosebit de dificilă, în special femeile cu copii mici și cele cu vârste peste 45 de ani care și-au pierdut locul de muncă. O altă mare problemă este și salariul în sectorul privat, bărbații fiind plătiți mult mai bine decât femeile la același post de muncă. La nivel european, rata angajării în câmpul muncii la bărbați depășește cu 10% rata angajării femeilor. Pentru același post de muncă, femeile au un salariu mai mic decât bărbații. Doar 25% dintre femei sunt membre ale organismelor de gestionare ale marilor corporații. Acest lucru trebuie schimbat și este necesară organizarea mai multor dezbateri despre coeziunea drepturilor femeilor, care este un element important în construirea unei societăți mai bune în Europa, a spus Fabrizi.